Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit și în această seară la o emisiune foarte curioasă pe care nu știu cum o voi duce la bun sfârșit. Sper că voi beneficia de ajutorul lui Teddy, care mulțumesc de pe acum, dar mai ales sper ca dumneavoastră, telespectatorii noștri, să participe activ la această emisiune, deoarece, vedeți, o să vedeți și titlul emisiunii, în această seară sunt singur în fața dumneavoastră, sunt singur în fața problemelor cu care se confruntă România și eu cred că cel mai bine ar fi ca să vă ascult părerile, frământările, preocupările și poate că prin intermediul nostru să le putem, pe cele mai grave, să le facem publice, astfel încât și autoritățile acestea care în statul român dorm de dimineață până seara și seara nu știu ce fac, presa, o anumită parte a presei, presa binomistă, așa spune că la ceas de noapte, așa, se schimbă ora oficială, s-a schimbat ora oficială în România și e unul care se numește Dan Tapalagă și care scrie pe la o oficină a binomului că Dragnea, de fapt, a plagiat atunci când a postat pe Facebook-ul său această zicere și anume faptul că statul sau autoritățile statului trebuie cercetate pentru că la ceas de noapte au, nu-i așa, au trecut la ora de vară și au modificat ora. E grav, fraților. Astăzi Curtea Supremă de Justiție, completul de 3 judecători, s-a pronunțat în dosarul Gala Bute o condamnare, adică o soluție, mai bine zis, foarte curioasă, foarte interesantă. Elena Udrea a primit 6 ani cu executare și mai mulți alții au fost condamnați cu executare, dar cei care au fost denunțători în acest dosar, și mă refer aici la Adișor, Viorin, Gărdean și la alții care au dat pe goarnă foarte multe informații, se pare că au luat doar condamnări cu suspendare. Doamnelor și domnilor, doamna Elena Udrea, după ce a aflat despre această condamnare, a avut pe un post de televiziune o intervenție vehementă, astfel încât ea, deși a fost stâlpul regimului mafiot ceaușist și deși are pe conștiință foarte multe, să zicem, activități necurate la conducerea Ministerului Dezvoltării și la conducerea altor ministere și comisii la care a făcut, la care a fost parte, spune că în această speță, în această cauză, de fapt, judecătorii și procurorii n-au avut absolut niciun fel de dovezi, în afară de denunțurile celor care au fost, într-un fel, mituitori și au scăpat cu niște pedepse care s-au dat în prima instanță, așa, nu-i așa, cu suspendare. Bun. Nu că aș plânge eu de milă, doamne Udrea, dar eu stau și mă gândesc așa, domnul Adișor Viorin Gărdean, care era denunțător, care a fost martor, denunțător în acest dosar, n-a pățit nimic, săracul. Și ne cunoaștem cu domnul Adișor Viorin Gărdean de 100 de milioane de ani, după ce a plecat de la unitatea militară din Hațec, acolo unde era ceistul unității și s-a apucat de afaceri cu carburanți, vânzând motorină, Regia Autonome a Huilei de pe vremea respectivă, prin tot felul de relații, să zicem, mai mult sau mai puțin curate, după care a explodat și a făcut și o benzinărie la capătul aeroportului, acolo, la ieșirea spre Târgu Jiu, benzinărie care a funcționat cât a funcționat, după aceea s-a băgat în niște afaceri foarte interesante cu Rafa Onești, benzinăria a fost preluată de Rafa Onești, domnul Viorin Gărdean și-a făcut un palat pe drumul care duce spre Cabana Rusul, lângă, nu-i așa, prietenul său de afaceri, prietenul său sau tovarășul său de afaceri, domnul Rică Serafinceanu. Și ulterior a explodat, făcându-și cu fratele său o companie la Hațeg,
și care are și o benzinărie, nu așa, tot cu afaceri petroliere, a cumpărat aviația utilitară și ulterior a făcut foarte multe afaceri cu Elena Udrea și cu primăriile din Valea Jiului, nu așa, știm foarte bine că a fost implicat în celebrul scandal cu fostul primar al Lupeniului, tovarășul Răzmeriță, acolo unde s-au disjuns niște cauze. Răzmeriță urmează să fie judecat altundeva și domnul Adișor Violin Gărdean, om al sistemului, băiat bun la toate, a primit ordin de zi pe unitate ca să o dea în goarnă pe Elena Udrea cu alți tovarăși pe acolo. Așa că e bine, nu? Domnul Violin a picat iarăși în picioare așa ca pisicu și nimeni nu mai are niciun fel de treabă cu el. Bun. Ia să vedem noi ce zice Hot News despre această condamnare, pentru că e foarte interesant așa să vedem părerea binomului. O secundă, vă rog. Între timp, stimați telespectatori, nu uitați, dacă aveți ceva să-mi spuneți, dacă vreți să ridicați o problemă oarecare, să aduceți la cunoștința opiniei publice niște lucruri pe care dumneavoastră le pățiți în viața de zi cu zi, vă rog să nu ezitați și să sunați la numărul de telefon 0254-544-200, unde vă așteaptă cu nerăbdare să răspundă, să răspundă la telefoanele dumneavoastră domnul Teddy, cel care asigură regia de emisie la această seară. Bun. Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, și Tudor Breazu, fost asistent personal al Elenei Udrea, sunt singurii inculpați din dosar în afară de Elena Udrea, care au primit pedepse cu executare. 5 ani de închisoare pentru Rudel Obreja și 3 ani pentru Tudor Breazu. Păi, fraților, vedeți dacă nu dați pe trompetă tot ce trebuie împotriva țintei. Asta se întâmplă. Bun. Ceilalți inculpați. Gheorghe Anastasia, care a fost secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost condamnat, atenție, la 4 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, cu un termen de încercare de 6 ani. Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a fost condamnată marți, tot astăzi, la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită și cu un termen de supraveghere de 5 ani. Ion Ariton, fostul ministru al economiei, a fost achitat. Și Ștefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea, cel care a dus sacoșa cu bani, cel care a primit de la Adișor Violin Gărdean sacoșa cu bani sau geanta sau ce știu eu în ce și-o fi pus Violin banii de mită, a primit un an și 6 luni de închisoare. Unde afaceri Dragoș Botoroag a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. O sentință extraordinar de curioasă pentru mine, nu că i-aș plânge eu de milă, doamne Elena Udrea, pentru că are foarte multe pe conștiință. Nu mai vorbim despre afacerile cu statul ale fostului ei soț, domnul Dorin Cocoș, nu mai vorbim despre investițiile aiuritoare de pe vremea guvernului Boc făcute în pârtii care pleacă de nicăieri și ajung nicăieri, vezi situația de la Vulcan, de la Pasul Vulcan, afaceri necurate cu tot felul de companii, cu telescaune, cu teleferice, cu tot felul de mizerii de genul acesta, despre care onor procuratura nu vorbește nimic. Ca la bute. Elena Udrea trebuie să restituie și toți banii care au fost investiți și Elena Udrea, doamnelor și domnilor, a avut astăzi o ieșire extraordinar de vehementă împotriva acestei decizii și cel mai important lucru în cadrul acestei intervenții, nu știu, să o iau drept amenințare din partea ei împotriva binomului, împotriva instituției, modului în care funcționează instituțiile statului așa preferențial, habar n-am. Dar Elena Udrea va, cred că va recurge la un război pe față cu toate armele și cu toate bagajele de care dispune pentru ca să întoarcă la apel această sentință pe care a primit-o de condamnare la 5 ani de închisoare. Bun.
Aseară m-a sunat o doamnă din Vulcan, n-a vrut să-și dea numele, și mi-a prezentat un caz așa destul de alambicat. Cert este că băieții ăștia de la calcularea pensiilor și doamna ministru al muncii nu dau încă niciun răspuns la foarte mulți pensionari care așteaptă recalcularea pensiilor. Recalcularea pensiilor, în opinia autorităților statului, este un fel de, să zicem, acțiune, știu eu, facultativă, și poate să o proroge până la calendele grecești. Nu știu, stau și mă gândesc așa, oare nu e nimeni ca să pună piciorul în prag, pentru că acolo trebuie să existe o mână fermă și care să decidă într-un fel dacă softul Lughiță mai e funcțional, dacă nu e funcțional, să-și angajeze niște IT-ști care IT-ști să pună în acord cele două softuri care se bat cap în cap la momentul acesta, atunci când funcționarii de la Casa de Pensii încearcă să pună în acord vechea pensie cu prevederile noii legi, anume recalcularea pensiilor. Bun. Aseară, doamnelor și domnilor, am avut o emisiune, zic eu, foarte interesantă, în care invitat a fost domnul Nicolae Marius Stan Firișcă, președintele executiv al ALDE Hunedoara, cel care, nu așa, la momentul acesta este un dizident, și după emisiune mi-a mărturisit că se așteaptă dintr-un moment în altul ca domnul baron Mircea Ion Moloț să îl excludă din partid, excludere care în opinia dânsului ar fi total nestatutară, pentru că însăși prezența domnului Ioan Moloț în fruntea ALDE Hunedoara este o decizie care este în afara legii, iar domnul Stan Firișcă s-a adresat instanței. Sunt foarte curios să vedem cum decide instanța în această situație, pentru că eu vă mărturisesc, niciodată în viața mea de 27 de ani de democrație n-am mai văzut un asemenea caz în interiorul unui partid. Chiar și cel mai mare partid social, Partidul Social Democrat, în vremurile de glorie maximă, atunci când existau baronii naționali, baronii intergalactici, nimeni nu și-a permis să ia o asemenea decizie fără consultarea democratică a membrilor de partid, astfel încât conducerea partidului până la urmă să aibă o legitimitate prin votul Congresului și al alegerilor de jos în sus, de la organizațiile locale spre organizații, spre organizarea Congresului. Domnilor și domnilor, v-am mai spus că domnul Ioan Mircea Moloț este un individ care are foarte vechi state de servicii și se află în atenția noastră de foarte multă vreme în legătură cu foarte multe lucruri necurate pe care le-a făcut, și n-am avut timp până în momentul acesta, până astă seară, să dau citire unui comunicat de presă pe care l-a produs Biroul de Conducere a Organizației Municipale ALDE Petroșani, și mi se pare foarte interesant și foarte bine ca dumneavoastră să luați la cunoștință de la mine, dacă n-ați citit până acum din alte surse această comunicare, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante care se afirmă în acest comunicat și foarte grave, și cineva ar trebui să găsească o anumită soluție pentru îndreptarea lucrurilor. Bun. Să punem la punct lucrurile. Lipitorii de afișe din Petroșani nu au muncit pentru lipitorile lui Moloț. Am observat că în ultima vreme tema preferată a domnului Moloț, deocamdată îi spunem așa, deși nu prea merită, este ea peste piciorul său mic pe membrii organizației ALDE Petroșani, numindu-i în mod repetat atât în spațiu public cât și în cel privat lipitor de afișe. Din Olimpul în care s-a tolănit datorită unei hârtii aduse de la centru, domnul Moloț ne informează că el personal n-a lipit niciodată afișe electorale. Îl înțelegem și îi găsim chiar și o scuză. Poate că nici nu a avut înălțimea potrivită pentru asemenea activitate politică. Noi, cei din Petroșani, niște ăia în formularea sa de președinte impus, am reușit cel mai mare scor electoral din toate municipiile din județul nostru.
pentru că, din modestie, nu le-am adus niciodată în spațiu public. O să o facem acum pentru a informa atât pe concitadinii noștri din Petroșani, cărora le mulțumim încă o dată pentru încredere, cât și pe ultimul cetățean din Mărtinești. Conform datelor oficiale de la alegerile din 11 decembrie 2016, petroșanul a obținut 8,74% din voturi pentru deputați și 7,90% din voturi pentru senatori, cu mult peste media pe țară. Deva condusă de Marele Moloț a avut doar 6,83%, respectiv 5,87%. Simeria 6,24% și 6,505%, iar Vulcanul 6,22% și 5,68%. Hunedoara, Bradu, Orăștia și Hațegul nu au reușit să treacă pragul electoral, fie la deputați, fie la senatori. Valea Jiului a reușit să aducă în coșul comun mai bine de un sfert din voturile județului. Rezultatele acestea au fost obținute fără ca Moloț să fi trecut vreodată prin Valea Jiului. Acestea, suntem convinși, a fost și norocul nostru electoral. La Petroșani și în Vale, Alde și-a asociat imaginea cu cea a domnului Tăricianu și în acest sens a aruncat la coș toate bannerele, priantele și afișele ce l-aveau pe Moloț, insinuat perfid între copreședinții Tăricianu și Constantin. N-am fost invitați niciodată la televiziunea lui, n-am fost prezenți în ziarul lui decât în fotografii comune contra cost. Așa că nu-i datorăm nimic. Invers, ar fi fost normal ca măcar să ne zică un simplu mulțumesc. Cu aceste voturi consistente venite din Vale, organizația județeană a reușit să obțină un post de deputat la redistribuire. Moloț ne-a fost impus ca președinte pentru că s-a angajat la București că județul Hunedoara va avea sub conducerea sa înțeleaptă un senator și doi deputați. În caz contrar, domnul Moloț a promis că își va depune demisia. L-ați auzit vreodată pe cetățeanul Moloț să țină cuvântul dat? 35 de organizații din cele 69 câte are județul nostru n-au trecut pragul electoral. Are vreo problemă președintele impus cu aceste organizații? Nici vorbă. Moloț are probleme cu prima organizație din județ, care, după el, nu există. Și nu cu cei din comunele de care se folosește ca masă de manevră în organele de conducere ale partidului. Dacă am fi avut ocazia să-i prezentăm aceste rezultate președintelui Călin Popescu Tăricianu, suntem convinși că am fi avut parte de un cu totul alt tratament. Dumnealui a zis că l-a numit pe ministrul energiei pentru că a avut cel mai bun scor electoral cu organizația pe care a condus-o. În Hunedoara, grație lui Moloț, lucrurile stau exact pe dos. Cu cât ai rezultate mai bune, cu atât ești mai prost văzut. Când o să mai abuzați de răbdarea noastră, domnule Moloț? Cât o să ne mai denigrați public? De ce lipitorii de afișe din Petroșani trebuie să muncească doar pentru lipitorile dumneavoastră, domnule Moloț? Lipitorile au 3 maxilare și 300 de dinți, cu care se atașează pe victimă pentru a se hrăni. E o definiție a lipitorii care se potrivește de minune în Aldele Hunedorean. Noi nu avem oameni care să fie de nasul lui Moloț. Lipitorii noștri de afișe fac parte dintr-un grup de intelectuali formați din ingineri, profesori, economiști, arhitecți. Unii au doctorate obținute la universități de prestigiu. Ce folos? Ați afirmat că nimeni dintre noi n-a condus nimic, niciodată. Pe de altă parte, de mângâie gândul că niciunul dintre noi nu ne-am căutat ne-au căutat mascații pe la locul de muncă. Să vă prezentăm acum omul impus de Moloț în Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara. El este prototipul omului universal în varianta Moloț. Adică un om de casă bun la toate, pe care oriunde îl pui e ca apa sfințită. Cei doi, Moloț și Mariș, au fost împreună oameni ai bisericii. Au făcut parte în Consiliul Eparhial ales de adunarea eparhială a Episcopiei de Vești și Hunedoarei. Printre cei 6 mireni și-a mai găsit loc și Alin Simota, cel căutat de poliție și pentru afaceri beton cu onor Consiliul Județean, pe când era condus de Moloț. Aici fac o paranteză, domnilor și domnilor, vă informez că domnul Alin Simota
este bine, mersi, pe o plajă din Dubai, s-a întâlnit cu un concitadin de-al nostru acum câteva luni și n-are nicio problemă, nu-l caută nimeni, n-avem tratate de extrădare. Deci domnul Alin Simota și-a rezolvat problemele și cu justiția românească și cu evitarea arestului preventiv sau apușcăriei și drept pentru care îi dorim domnului Alin Simota numai realizări mărețe așa cum le-a avut pe vremea când făcea afaceri dubioase cu Mircea Ion Moloț. Așa. După ce a constatat cum stau lucrurile cu apa sfințită, domnul Mariș din Giurgiu Băi a fost promovat în Consiliul de Administrație de la Apa Pro Deva. Acolo s-a format ca specialist în apă potabilă, în apă de ploaie, dar mai ales la bătutul apei în piuă. Muncă grea, satisfacții pe măsură, deși a fost propus de PSD-iști, Mariș a fost prins votând cu liberalii lui Moloț, atunci când era cazul. Domnul Nistor a aflat de trădare și a vrut să-l dea afară din partid. În tinerețe, Mariș a fost inginer minier și director la una-două mine, cărora a reușit să le pună cruce și pe care le-a îngropat creștinește. Cum să nu pui un asemenea om în Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara? E chiar omul potrivit la locul potrivit. E acel specialist care are ca hobby fotbalul și pomicultura. Îl informăm pe această cale că echipa Jiul nu mai există de mult, iar în Petroșani pomii se taie, nu se mai plantează. Am crezut în naivitatea noastră că acest om universal, preocupat de biserică, apă, cărbune și de caseria unității, are niște preocupări mai elevate legate de salvarea Văii Jiului. Ți-ai găsit. La finalul acestui drept la replică, vă solicităm, domnule Moloț, să vă reconsiderați total poziția față de noi, cei din Petroșani. Dacă o să mai afirmați public că suntem lipitori de afișe și că facem parte dintr-o organizație care nu există, o să constatați că spiritul Văii, cea din 1977, n-a murit cu totul. Atunci oamenii Văii Jiului l-au înfruntat pe dictatorul absolut și nu le-a fost frică. O să ne fie acum când avem dreptatea și cifrele de partea noastră. Biroul de conducere a organizației municipale ALDE Petroșani. Doamnelor și domnilor, văd că dumneavoastră nu aveți nicio preocupare în legătură cu problemele dumneavoastră, nu sună nimeni la numărul de telefon pe care l-am afișat acolo, drept pentru care presupun că vă interesează cu totul alte probleme decât cele importante pe care dumneavoastră le-ați putea avea. Pot să vă spun că ieri, la o trecere de pietoni, ieri seara, după masă, așa, la o trecere de pietoni din Piața Victoriei, a fost ucis un doctor renumit din Valea Jiului și din informațiile pe care le dețin, se pare că un microbuz, o furgonetă, a trecut cu foarte mare viteză pe acolo și n-a mai putut să le evite pe medicul respectiv. Asta este. Condoleanțe, deși echipa de intervenție SMURD a sosit foarte rapid la fața locului, n-a mai putut fi readus la viață medicul, care în câtva timp de la producerea accidentului a decedat. Bun, ce să vă mai spun eu, doamnelor și domnilor, în această seară foarte ciudată pentru mine, pentru că mă gândeam că poate că doamna care a sunat ieri poate să se expună părerea în legătură cu, știu eu, doleanțele pe care le are, nemulțumirile pe care le are. Mă gândeam să vă spun despre situația extraordinar de gravă în care se află toate orașele din Valea Jiului privind strângerea gunoiului menajer. Așa ceva n-am văzut în viața mea, n-am văzut asemenea mizerie ca în Valea Jiului astăzi, n-am văzut niciunde. Se plimba o mașină din aceea cu trei muncitori astăzi pe la diverse ghene de gunoi. Băieții erau veseli, zâmbitori, n-aveau nicio problemă. Strângeau și ei gunoiul cum puteau. Mașina respectivă, autospeciala respectivă, se umplea de gunoi. Până la urmă nimeni nu știa unde se depozitează acel gunoi. Nimeni nu știe dacă deponeul de gunoi de la Simeria, de la Bârcea, de fapt, va fi, să spunem, gata cândva. Asta e situația.
în legătură cu apa rece și cu apa caldă și cu apa rece care împinge apa caldă, o să vă spun data viitoare, o să vă aduc și niște documente. Stați liniștit, este aceeași situație. M-au întrebat niște prieteni pe Facebook: dom'le, dar ce ai făcut acolo? Curge numai lapte și miere la robinetul dumitale? Pentru că eu cred că i-ai dat drumul doar la miere în vană, pentru ca să faci baie în miere. Da, e adevărat. Deci culoarea mierii, poliflore, așa, o are apa caldă pe care o furnizează băieții ăștia care ne furnizează nouă apa caldă. Și mai au și pretenția ca să le plătești acea mizerie. Iar ăștia de la RAVJ, mai mare deontologi, așa, mai mari deontologi, nemai văzut așa, pretind în baza unor hotărâri, în baza nu știu ce acte normative, că ei trebuie să încaseze niște bani pentru o prestație pe care nu o execută ei. Adică așa ceva este aberant, n-am auzit niciunde în lumea asta. Ca tu să încasezi niște bani pentru, de la cineva pentru care nu faci nimic, lui nu-i furnizezi nimic, n-ai nicio treabă cu el, dar tu îi ceri banii și mai pui și în întârziere și mai vii și cu echipa de șoc pentru ca să îl debranșezi de la apă, pentru că vezi, doamne, n-a plătit 1 milion și ceva de lei. Dar despre toate acestea vom discuta într-o altă emisiune. Domnilor și domnilor, eu vă doresc o seară bună tuturor și sper ca data viitoare să ne întâlnim într-un format mai complet, așa, ca să putem să dezbatem niște subiecte care s-ar putea întâmpla să fie pe gustul și pe interesul dumneavoastră. Și eu v-aș sfătui pe toți dintre cei care ne urmăresc în această seară să se debaraseze de frică, de teamă, de emoție, de indiferență și să iau atitudine vis-a-vis de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, și pe plan local, și pe plan județean, și pe plan național, pentru că ceea ce trăim noi astăzi, numai democrație nu se numește. Este vorba despre dominația unor instituții și a unor șefi de instituții care n-au nicio legătură cu democrația și care vor, prin orice fel de mijloace, să-și impună punctul de vedere și să elimine prin metode din acestea de cea mai joasă speță, suburbane, pe adversarii politici. Iar eu stau și mă gândesc acum la final de emisiune, de ce tace PSD-ul, de ce e frică PSD-ului, de ce nu e atitudine PSD-ul, și aștept cu interes ziua de mâine, atunci când ministrul Justiției a promis că va face publice rezultatele evaluărilor celor doi șefi de parchete, Luluța Chioveși și cel de la parchetul general, cel care a venit de la Alba Iulian Scapa, cum numele nu este un procuror foarte important, care nu are niciun fel de realizare. În schimb, aceștia au cântat în strună președintelui Klaus Iohannis, cel care a fost, să zicem așa, în fruntea protestatarilor din Piața Victoriei și din Piața Universității de acum câtva timp, proteste neautorizate și care au fost coordonate de către niște forțe nevăzute, oculte, unii spun că soroșiste, alții spun că securiste, alții spun că sunt susținute de propaganda aceasta deșanțată pe care au pus-o la punct serviciile secrete. Mă refer la Hot News, mă refer la Realitatea, mă refer la multe alte organe de presă, multe alte, să zicem, publicații care nu fac altceva și n-au făcut altceva decât laudă și cântă și au ridicat și ridică în continuare osanale statului acesta de drept reprezentat de statul procurorilor. În schimb, foarte puțină lume vorbește de șocul produs în România de către Curtea Constituțională atunci când a spus că DNA-ul și Parchetul General au încălcat Constituția prin deschiderea acelui dosar penal privind elaborarea și promovarea Ordonanței 13. Doamnelor și domnilor, vă doresc tuturor o noapte bună
Și dacă ne ajută Dumnezeu, ne revedem vineri seara, începând cu ora 20:30, în condiții mult mai bune. La revedere tuturor!